că eu nu mă tupez de aici. Salut, sunt Vlad Grigori și în episodul de astăzi o avem alături pe Nuța, Kiki, fraților. Ua! Suntem într-o mașină pentru că mergem într-o locație, o să aflați mai târziu despre ce vorbesc. Ce o să facem noi astăzi? O să filmăm un Q&A la volan, frate. Mă rog, eu nu-s la volan, eu cu mâna în... Nu știu cum mă văd, e nouă chestia asta să fac Q&A în mașină, mă simt așa, nu știu, într-o cutie. E nou să fii în mașină. Da. Nu uitați să-i dați subscribe și lui Kiki, aveți canalul în descriere și nu uitați de aplicația ei, și-a lansat o aplicație Kiki Edit. Ia zi-ne, Kiki, ceva despre aplicația ta. Aplicație de editat poze pe telefon, prima în App Store pe România, în locul 1, 22 în UK. Dați-mi aplicația. Aveți link în descriere. Hai să trecem la episod, că știu că nu vă plac introducerile. Am făcut eu print screen aici. Prima întrebare. A doua întrebare. Ai un leu? Ia mă, frate, ultimul meu leu, efectiv, atât câștig de mizubial. Unde e? Ai scos mai de pe YouTube luna asta? Da, stai, vă arătam că am scos din YouTube luna asta. Îi luat toți banii din YouTube luna asta. N-am leu, na, uite, poftim, ial, atât câștigi. Ce vrei să te faci când vei fi mic? Dacă te referi la reîncarnare aici, că nu mai poți să fii încă o dată mic. Cum era Benjamin ăla de... Știi filmul cu Benjamin? Nu. Care s-a născut bătrân și pe timp ce trecea în tinerea aia. Nu știam așa ceva, jur. Era bebeluș. A, stați, ne-a căzut parfumul de mașină. Bă, cântăresc la flaut, cred. Știi, măcar cum arată flautul? Da. Cum ai reacționat când ai văzut-o pe Bie pentru prima dată? Când am văzut-o pe Bie pentru prima dată, am zis, mamă, ce beată ești. Cum o știți, frate? Am fost la ea acasă la un party. Și tu? Da. Și la fel. Și tu la fel? Tu la after party. Ia uzi. Mă rog, am cunoscut-o la un party, am văzut o glumă de căcat. A, ok. Și după m-a invitat la after party. Deci la Bie așa funcționează. La Bie așa funcționează. Eu care am fost de treabă, mi-a dat hei din prima și lui Kiki că i-a zis-o i-am ceva. I-am văzut o glumă foarte proastă, iar gluma aia conținea și un injuriu la adresa ei, dar a râs și a chemat-o la after party, vedeți? În ce țară vrei să mergi? Vreau să merg foarte mult în Vaslui. Am auzit că e foarte mișto. Chiar asta facem acum, frate, mergem în Vaslui. Nu întrebați de ce. Eu chiar sunt curioasă să văd cum e. Păi și eu sunt curios, de asta am venit cu tine. Prinț, fii atent. S-a cu prea mulți bani, băbesti americani, toți vor fete din Balcan. Hannah Montana sau Miley Cyrus? Andreea. Ce frumoasă ești astăzi. Da? Și acum. E un hanorac nou? Eu sunt Hannah Montana. Oh. Da. Eu sunt Hannah Montana. A fost Andreea aici mai devreme. N-ai prins-o, nu? Nu. Ai luat-o cu autostopul? Da, am apăsat-o aici. Pe centură, cum pariu. De ce bărbații nu rămân gravizi? Bă, fată, bă, dar stai așa să-ți scoți o centură, să vezi. Uite, mă, cum adică nu rămân? Stai Lani așa. Primul bărbat gravid. Da, ia uite ce gravid e. Dei, Kiki Mobilo! Hai să vă pun și eu o întrebare acum. Cum ar suna să-mi creez un gang cu cineva? Momentan nu știm încă, dar cum ar fi? Lăsați în comentarii. Cât mănânci? Voi nu cred că știți ce e aici. Fiecare dată când se are de filmat episod cu mâncare, mă sună pe mine și... Ce faci, ți-e foame? Da, hai că nu mi-e foame. Și hai, ne vedem și ne întâlnim și mâncăm. Și astăzi abia aștept că uite-te și e aici. Da. Am primit provocarea asta de la Springtime. Câtă mâncare poți mânca în scurt timp? Noi să încercăm să mâncăm tot de aici. Avem și dulciuri, avem... Dar stați așa să vă arăt. Desert aici, avem pizza. Aici ce era? Falafel și hummus. Așa, avem un burger foarte mare, avem aici un platou, două shawarma. Două shawarma la baghetă. Da. Aici avem, cred că, un kebab, oricum ceva oriental. Aici un quattro burger care are patru felii de carne. Da, wow. Quesadilla viața noastră. Și cartofi shawarma. Da. Hai, cu ce începe Miruna? Păi eu vreau cu quesadilla și vrei la pescă. Bine, hai că iau și o listă de aici. De când n-ai mai mâncat quesadilla? De... Mama, e foarte multă mâncare, ne-am mai mâncat așa de la parastatul vecina. Tu ai mâncat menul, n-am vreodată așa mult? Ba nu. Și nici atât de amestecat, like never, ca acum am mai zis toate că le-ai fix în pată. Asta zic. Oricum îți vine să te împingi în toate, efectiv.
dă mie așa. Doamne ferește, deci ce să fie. Ia să vedem ce vreau. Mamă, ce afală cu mine, o să ți-ar dă fața. O să ți-ar dă fața. Dacă eu nu mor complet de aici, să mor de plină. Știi cum e, am murit, dar am murit fericită. De ce nu ești în Gașca Gang? Ok, am fost, da, mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit, pentru că suntem doi. Nu uitați să vă abonați, să vă abonați și la canalul lui Kick. Aveți toate linkurile în descriere. Nu uitați să apăsați clopoțelul, să ne dați și follow pe Instagram la Grigore și Nuța Kiki. Și ne vedem data viitoare cu un episod nou. Ok, ciao!